Polițiștii compartimentului de proximitate și biroului de investigații criminale din Drobeta Turnul Severin au mers astăzi la centrul de transfuzie sanguină Mehedinți pentru a dona sânge. Acțiunea oamenilor legii vine în contextul unui apel umanitar, aceștia încercând să fie un exemplu pentru cetățeni, să-i sensibilizeze și să-i determine să le urmeze gestul, ținând cont de lipsa de sânge din unitățile medicale.